Drumul spre Golgota, spre moarte, e presărat la început cu flori. În duminica numită a florilor, Iisus intră în Ierusalim alături de ucenici pentru a sărbători Paștele iudaic. La Ierusalim se va desfășura cea mai teribilă dramă din istoria omenirii, dar o dramă cu happy end, am spune astăzi. Fiul însuși al lui Dumnezeu este omorât, dar el va birui moartea înviind după 3 zile. Iisus intră în Ierusalim ca un Mesia așteptat de multă vreme de poporul lui Israel. Dar ce fel de Mesia? Un Mesia călare pe un biet măgar, nu pe un cal superb de luptă. Marcu pomenește de un mânz pe care nu încălecase încă nimeni până atunci. Matei vorbește de o măgăriță și de un mânz, conform unei profeții a lui Zaharia. Măgărușul este totuși împodobit regește. Ucenicii își aruncă veșmintele pe spinarea lui, confecționând un fel de tron împărătesc. Prin această înscenare de o ironie divină, Iisus vrea să le transmită următorul mesaj locuitorilor din Ierusalim. Voi așteptați un Mesia războinic în fruntea unei armate numeroase, dar eu sunt altceva. Mesajul nu va fi înțeles nici măcar de proprii săi ucenici. Populația Ierusalimului întinde crengi înverzite de copaci și iarbă, flori culese de pe câmp, de aici și denumirea populară Duminica Floriilor. Cântă versetele unui psalm mesianic, cerând explicit eliberarea de sub jugul puterii romane, care ocupa atunci Iudeea. Hosana întru cele de sus, adică mântuiește-ne, Doamne. Așadar, mulțimea vede în Iisus un alt rege macabeu venit să-și elipereze poporul din ghearele puterii romane. Ea nu înțelege esențialul. Împărăția predicată de Iisus nu este din această lume, nu este o împărăție exterioară, pământească, ci una interioară, cerească. De aceea, peste numai câteva zile, aceeași mulțime va cere răstignirea celui pe care acum îl aclamă ca pe un rege.